bun venit sau reveni pe canalul meu. Eu sunt Andrada și pentru astăzi avem așa un vlog în care povestim, vă mai arăt chestii așa, o combinație de activități. Inițial mă gândisem ieri să încep acest vlog, ieri dimineață când mă trezisem, dar filmasem puțin și apoi când m-am uitat pe filmări se vedea că e dimineață și că nu eram tocmai cea mai coerentă și cu picioarele pe pământ persoană și nu erau cele mai articulate cuvinte și propoziții pe care aș fi putut să le scot pe gură, așa că am decis să fac din nou intro și partea de început a vlogului astăzi. Astăzi fiind 24 ianuarie, e zi liberă, așa că ne bucurăm de ea. Fiind liberă, am profitat și eu de timp și m-am văzut cu o prietenă de dimineață, am băut o cafea, am mai povestit și am primit și un cadou. Și vreau să vă arăt ce am primit pentru că colesia trebuia să mă văd de Crăciun, însă nu ne-am sincronizat foarte bine să ne vedem, iar apoi eu am răcit și în toată perioada în care am fost răcită, nu m-am văzut cu prietenele mele pentru că na, nu am vrut să dau virusul mai departe, așa că astăzi m-am văzut cu ea și am primit cadoul de Crăciun. Aici e ce am primit și sunt foarte încântată și recunoscătoare. Am primit un set de măști, așa cu cinci măști și am văzut așa că avem mască cu extract de proteine din ovăz și ors, extract de castraveți, apă de trandafir, mască cu extract de ghimbir și mască cu extract de bambus. Abia aștept să le folosesc, chiar am rămas fără moști, adică cred că mai au vreo una sau două, dar chiar mă gândeam că trebuie să-mi refac stocul de moști și nu mă bine am primit acest set. Am mai primit un gel de duș, acesta este cu magnolie și migdale de la Balea, și miros genial. În general, gelurile de duș de la DM din gama Balea miros foarte bine. Dacă aveți așa chef de un gel de duș aromat și sincer să fiu și la preț accesibil, aceste de la DM sunt numai bune. Am primit o peletă așa de la Revolution cu farduri de ochi, ceea ce mă super bucură și îmi place și ambalajul că metalic și așa într-un burgundiu foarte frumos să o desfac, bine eu le-am desfăcut deja și m-am uitat la ele până am primit, așa, astea fiind nuanțele, eu în perioada asta mă bucur foarte mult de make-up pentru că na, știți că am uh, făcut curățenie și am aruncat foarte multe produse de make-up, Așa că la mine sunt binevenite produsele de make-up în perioada asta. Am mai primit și așa tot uh, un far de pleoape, de e așa cu sclipici. E mai mult un pigment acesta. Cred că o să arată foarte fain. Am mai primit și burețel cu uh, peduri din acele de aplicat pudra. Așa. Ah, acest produs de curățat pensulele. Mi se pare foarte interesant, eu nu l-am mai avut. Și o să îl folosesc pentru a-mi curăța pensulele de make Ca vedeți, e așa cu pompiță. Foarte fain și foarte util de altfel. Mi-a zis că a văzut că am primit multe pensule de Crăciun, așa că acesta e chiar foarte binevenit. Și am mai primit și o lumânare cu un con. Îmi se pare foarte drăguță această luminărică. I-am și zis că îmi pare rău de a să o aprind și că o să o folosesc doar așa pe post de decor. a că mulțumesc mult încă o dată pentru cadou și pentru gândul și intenția de a cumpăra și am face ceva cadou. Eu mă bucur tot timpul de cadouri și uh, clipul care le a început semieri, în uh, nu, era cu ideea de a vă arăta un cadou că atunci nici nu știam și nu-l văzusem. nu știam că primesc. Însă, ieri dimineață m-am trezit mai devreme pentru că urma să vină la mine Cristina, fata care mi-a face masaj. Și mă gândisem eu așa să fac un clip în care să vă spun uh, cam ce fac eu să mă relaxez. Chestii destul de simple și la îndemână când uh, nu știam nevoie așa de. Un moment pentru mine. Și cam uh, cu asta mă gândeam eu să încep clipul, dar uh, firma asta v-am zis puțin înainte să vină ea. Apoi, ieri am avut o zi destul de aglomerată, pentru că și la job cumva a trebuit să lucrez în avans pentru ziua de azi, na azi fiind uh, liber, cumva aveam lucruri de programat pentru azi, deci nu se puteau face mâine sau poimine. Oh, am mai trebuit să fac și prânzul, am avut așa o zi cumva plină de activități și nu pot să zic neapărat că am avut super mult timp să filmez. Cumva la 10 fără ceva am terminat totul și a la 10 vă dați seama că nici, nici atunci nu aș fi fost foarte coerentă și am zis că las, dacă nici dimineața n-a fost, mai e și acum seara obosită, o să iasă un clip cu o să ies așa un clip minunat și am zis că mai bine mă țin și filmez astăzi și vorbesc azi cu voi pentru că azi am puțin mai mult timp liber. Și ce fac eu așa să mă relaxez și să am câteva momente pentru mine? Un lucru este să merg la masaj. De fapt, mai corect este să spun că vine fata la mine, în mă duc eu, însă pe mine mă ajută foarte mult așa să mă relaxez și fizic, dar și psihic masajul. Și odată la două săptămâni vine Cristina, vine dimineața, cum am stabilit cu ea că este mai ok așa dimineața decât în timpul zilei sau seara, pentru că dimineața știu că vine, fac masaj, apoi îmi încep programul la lucru și na, brestul zilei cumva nu trebuie să se învârte în jurul acestui lucru. Însă, dacă aș fi programat după amiaza sau seara, cumva trebuia mereu în anumite zile să fiu atentă să nu intervină ceva, să nu s-ar ora de masaj și atunci am preferat să stabilim dimineața și pentru mine e foarte relaxant pentru că încep așa dimineața și ziua cu altă energie și cu alt vibe și chiar mi-am dat seama că în luna decembrie tot așa venise la mine, îmi făcuse masaj și în dimineața respectivă am um, aflat așa o veste nu tocmai pe placul meu. Uh, era la job toată chestia și mi-am dat seama cum v-am reacționat mult mai liniștită și relaxată, chiar că nu-mi convenea mie neapărat situația, decât aș fi reacționat în mod normal. Și cred că se datora și masajului, pentru că încă eram în acea stare de dispoziție pozitivă și, nu știu, eram așa relaxată și bine dispusă și eram, eh, nu-mi convine, de lască și o să fie ok și chestia asta. Bine, nu era ceva grav acum, dar uh, cred că în alte condiții m-aș fi enervat și cumva aș fi fost mai supărată. Așa că mie îmi dă o stare pozitivă masajul și v-am zis că mă ajută așa și psihic și fizic să, să mă simt mai bine și vă recomand și vouă dacă vă place sau nu dacă aveți dureri de spate sau de picioare puteți să mergeți să încercați pentru că pe mine mă ajută destul de mult în privința durerilor de spate masajul chiar îmi relaxează musculatura și mi-e e mult mai ok după. Un alt lucru pe care îl fac dimineața și îl fac eu cu mine și aici chiar nu depinde de alte persoane sau servicii, e faptul să-mi aloc un sfert de oră, jumătate de oră doar pentru mine. Câteodată, știți, când te trezești și hai la duș, hai să mă brac, hai să plec, hai să ajung, hai să fac, cumva nici nu știi cum să ai început ziua și ești așa all over the place. dar pe mine mă ajută foarte mult și fac asta de ceva timp. Dimineața să-mi cu mie, nu știu, 15, 20, 30 de minute. Acum nu am foarte mult timp nicio la dispoziție în care să beau cafeaua. Și momentele alea în care e așa liniște și îmi beau cafeaua și sunt eu cu mine, câteodată mai vin idei pentru clipuri și mi le notez sau nu știu, reușesc să-mi pun așa anumite gânduri în ordine și să, nu știu, să fiu eu cu mine și dacă cumva am o dimineață în care, nu știu, n-am neapărat nevoia asta de a sta eu cu mine și am mă gândit la lucruri foarte profunde, eu una îmi beau cafeaua și mă uit pe YouTube uh, la un alt canal care se numește La Cafea cu Angel, îi, uh, un canal pe care eu vi-l recomand, uh, Angel cumva e mult mai mult specializat în domeniul fitnessului, dar face și partea aceasta de știri și de news și are un canal dedicat și se numește la Cafea cu Angel și cumva mă uit la el și mă mai pun și eu la curent cu ce se întâmplă în lume și cu ce, ce știri sunt la zi. Și pentru mine ăla e cumva momentul meu în care restul lucrurilor le pun pe pauză și na, am zis, ori eu mă uit așa la news, ori dacă nu stau eu cu mine, îmi notez chestii sau, nu știu, încerc așa să văd ce idei am, ce aș mai putea face, cum aș putea să-mi planific anumite lucruri. Da, îmi iau așa timp în care să stau eu cu mine și cumva să nu fiu întreruptă și chestiile astea. Da, acum poate voi, nu știu, nu sunteți cu știrile dimineața sau nu vreți să căutați idei pentru ceva. Poate vă ajută, nu știu, să, să beți o cafea sau un ceai și, nu știu, să vă machiați sau să vă faceți părul sau ce vă face vă o plăcere, dar cumva să vă alocați așa puțin timp pentru asta, să fie cumva momentul vostru din zi. Un alt uh, lucru care în ultimii ani chiar m-a ajutat foarte mult în momentele în care mă simțit stresată și anxioasă de multe ori, că na, mai ies și în momente de genul, mă ajută să ies la alergat. Eu de ceva timp am și eu o bandă de alergat pentru momentele în care nu pot să ies din casă sau nu știu, n-am chef neapărat pentru că este destul de comodă și dacă afară ninge sau plouă să e foarte frig, nu pot să zic că sunt eu nebunită să ies. Mai mult când e sezonul mai cald îmi place să ies afară să alerg, dar mi-am dat seama că mă ajută foarte mult să-mi pun căștile pe cap și să fac un antrenament așa de alergat și să fiu tot așa eu cu mine și cu gândurile mele și cu muzica care îmi place și, nu știu, la sfârșitul așa antrenamentului am o senzație mult mai de liniște, de, nu știu, împlinire și că am făcut ceva pentru mine, că am făcut mișcare și sport. Și asta vă recomand și vouă, să, să încercați, nu știu, să ieșiți la alergat sau cu bicicleta, sau la not. Ce considerați voi că vă place așa o activitate fizică, pentru că eu sunt sigură că după o să vă simțiți mult mai bine. Sau dacă vă place, puteți să mergeți la sală, să faceți un antrenament. Acum, na, astea sunt chestii ce cumva fiecare le descoperim la noi, ce ni se potrivește și ce ne place. Dar, pe mine, din punctul ăsta de vedere a nu știu, am dat o stare mult mai bine după și să simt așa instant o schimbare la mine cu alergatul funcționează. V-am zis, îmi pun căștile în urechi, muzica care îmi place și la sfârșitul antrenamentului mă simt mult mai liniștită și mult mai relaxată și parcă că toate gândurile alea așa se așează și e mai ok. Deci e mult mai ok pentru mine. Și pentru alte momente în care nu ies la alergat sau una, nu mai e dimineață, că uneori eu și la sfârșitul zilei ajung acasă și nu știu, să așa nu cu o stare pozitivă și vreau să mă relaxez. Am găsit o metodă care pentru mine funcționează și anume coloratul. Și am adus aici să vă arăt odată creioanele mele. mi e place să coloresc cu creioane. Am mai multe, dar am luat setul acesta lângă mine. Și am așa cărți de colorat, sunt uh, cărți de colorat de relaxare, vedeți că scrie și aici, sunt cumva antistres uh, și sunt pentru adulți în principiu. Acum nu, vă gândesc că nu e nimic uh, chestii de adulți, adică peisaje, dar uh, na, nu sunt uh, acele cărți de colorat clasice pentru copii la aia, mă refer. Și vedeți voi, ai așa tot felul de modele și de peisaje. Acesta e cu anotimpuri. Să ved și eu ce vă arăt pe aici. Uite, de exemplu, asta e colorat. Așa. Asta e cu vara și e început, dar nu e terminat. Și mă pun și colorez și cumva, nu știu, pentru mine o activitate plăcută și relaxantă și n-aș fi crezut, sincer, dacă nu știa cineva mai de mult, n-aș fost, bă, cred că am depășit etapa în copilărie, dar nu, să știți, e, e plăcut să colorez, e relaxant și asta e o altă carte de colorat cu pădurea fermecată și acesta îmi place și mai mult. Cumva așa are paginile. Și puteți să le colorați și faceți cum vreți voi. De asemenea, mai sunt și tablouri care tot așa cu numere și cumva punctate și puteți să pictați și, na, tot așa să faceți tablou dacă credeți că v-ar plăcea mai mult decât coloratul. De la mine, cu coloratul funcționează foarte bine și cu un ceai de tei sau de mușețel. Uh, cumva, seara încerc să-mi fac așa câte un ceai să beau un ceai, mai colorez, mai, nu știu, în momentul în care e stresat. Acum nu zic că fac asta în fiecare seară, că nu fac, dar în momentele în care tot așa am nevoie de timp eu cu mine și cumva să nu mă mai gândesc la anumite lucruri sau să nu mă mai stresez, pentru mine asta funcționează foarte ok, să-mi fac un ceai, să mă pun să colorez și cumva simt așa pentru jumătate de oră sau cât timp îmi dedic eu pentru activitate, că mă deconectez de tot ce e în jurul meu. Și poate vă ajută și pe voi și o idee faină să o încercați. Cam astea sunt chestiile și activitățile de care eu voiam să vă zic chiar dimineață când v-am zis că nu eram eu cea mai coerentă persoană. Și acum o să mă duc să editez clipul, că trebuie să editez clipul pentru astăzi. Am apucat doar să-mi transfer fișierele, dar nu am apucat să le și editez. Și după aia, nu știu dacă mai facem ceva. Pas... A, după aia vreau să vă arăt de fapt ce produse folosesc pentru păr, pentru că mi-am schimbat puțin rutina de îngrijire a părului, nu foarte mult, dar am adăugat două produse noi și mi se pare că funcționează foarte bine. Adică, nu știu dacă se vede la voi, dar porul meu e așa foarte ondulat și foarte bouncy și, și e făcut pe cordon, l-am făcut aseară și cred că de când am încercat produsele noi nu mi-am mai ondulat părul cu cordonul pentru că știu că de două ori l-am întins cu placa și odată l-am făcut cu peria. Deci de -aia zic că nu n am mai folosit cordonul, dar wow, foarte încântată de cum s-a ondulat și cum arată. Și o să vă inserez așa și un clip de azi dimineață cât de creț și de Ridicat, așa era porul, dar când avea seama că l-am mai peptanat eu de vreo 2-3 ori de atunci, am mai aplicat și puțin ulei ca să se mai lase așa puțin buclele, că nu nu plăcea chiar atât de ondulat, dar se menține foarte bine. Și cred că noile produse pe care le folosesc își fac efectul destul de bine, pentru că și după ce mă spăl pe cap și îl usuc, simt părul foarte moale, foarte ușor, ca atunci când te duci la coafor și na, te coafează și ai senzația așa că părul tău e foarte ușor, foarte mătăsos. Și na, eu una doar îl suc normal cu fânul și nu, nu știu, nu îl fac și cu peria sau ceva ca să zici că influențează, adică Chiar, nu știu, chiar nu mi se pare că e una să o diferență și sunt mulțumită și vreau să vă rog și vă produsele. Am revenit cu produsele pentru păr și anume a, acestea două. Am cumpărat pe la începutul lui ianuarie acest șampon de la Vela, din gama Invigo, Nutri Rich. E a, un șampon pentru hidratare, care pentru mine să știți că funcționează foarte bine. Deci, nu aveam așteptări de la el, nu știam exact cât de hidratant o să fie, dar hidratează bine, spală părul și scalpul ok, adică nu știu, nu, nu simți părul după aia cumva ca fiind gras sau înbuxit, cumva chiar curăță foarte bine, dar în același timp, după ce mă spăl pe cap cu șampon și clătesc, nu-mi simt nici părul încurcat sau extrem de aspru Deci cumva îl și hidratează, că îl simt destul de fin și de mătăsos, dar îl și curăță foarte bine. Și eu l-am cumpărat de la DM, dar sigur îl găsiți și online sau în mai multe, în mai multe locuri. Și un alt produs pe care l-am luat e acest uh, Milk to Water Serum de la Pantene. Uh, e un uh, balsam din acela fără clătire pe care îl aplici pe păr după ce l-ai spălat și uscat în prosop și înapoi uh, nu-l nu mai clătești, îl lași pe, pe păr. E un livin. Mie mi se termina livinul pe care l-aveam și eram în Ausen, că de acolo l-am cumpărat și l-am văzut pe acesta la raft. Și am zis Hai să încerc, hai să văd cum o fi, pentru că eu am auzit chestii foarte bune despre gama, de fapt despre pantene în sine, despre gamele lor, dar nu prea am încercat produse, așa că nu pot să zic că aveam o părere, dar acestea îmi place foarte mult și să știți că și mirosul lui e foarte fain. Deci are un miros, nu știu, puțin floral, parfumat, așa, dar nu ține mult. Adică pe moment când îl aplici, îl simți, dar apoi dispare mirosul. Adică nu e ceva să zici că o să rămână acolo și o să vă deranjeze în caz că nu vă plac prea tare cosmeticele cu, cu, parfum, dar pe moment miroase foarte fain. Consistența lui este chiar una așa apoasă. Vedeți? Așa foarte subțire, nu e o consistență, chiar se face ca apa nu e o consistență din aceea grasă și greoaie și cred că asta îmi și ajută porul să stea așa bamsi și tot, faptul că nu cred că îngreunează firul de por. Da, na, vârfurile și tot se simt ok, adică eu sunt mulțumită. Nu mai știu exact cât am dat, acesta cred că a fost în jur de 45 de lei până în 50, oricum 40 și ceva până în 50 de lei, dar la acesta sincer chiar nu mai știu cât am dat pe el. Dar, nu știu, fiind Antent tot, așa, sigur, nu-i mai mult de 40 de lei. 30, 40, mă gândesc, maxim. Dacă, dacă aveți un păr asemănător mie și vreți să încercați, astea două produse pentru mine funcționează în prezent foarte, foarte bine și sunt mulțumită și ca mască de păr în continuare tot aia de la Londa, care v-am zis că am să mai ajungă o viață, cred că. Că mi-am cumpărat atunci cantitatea mare, tot pe ce o folosesc, dar Înainte foloseam tot de la Vela un șampon, dar era mult mai hidratant, era cu uleiuri și era mult mai hidratant și parcă nu simțeam așa bine efectul moști de păr, dar acum că acesta îi hidratant, dar nu încarcă așa tare părul, parcă și efectul de la masca de păr îl simt mult mai bine și mi se pare că, nu știu, acționează sau își face efectul mai bine pe părul meu sau, nu știu, poate doar părerea mea, I don't know, dar îmi place combinația asta și cu masca aceea de la Londa. pentru mine chiar funcționează foarte bine în prezent. Deja este joi seara, eu ieri nu m-am mai auzit deloc cu voi, dar nici n-am făcut ceva interesant, așa că de -aia nici nu am mai deschis camera, am fost puțin pe seară să facem niște cumpărături, dar au fost cumpărături de așa super, super pe grabă și nu am mai stat să filmez Lara ne jucăria pe fundal și am încercat înainte să dau drumul la cameră să o convins să se joace cu altceva, dar nu ei trebuie ursulețul care e, așa că asta e. Uh, și cum vă ziceam, e joi, eu azi am fost la birou, am ajuns acasă, am mers până la profi că mai trebuia să cumpăr un alta și acum vreau să mă pun să gătesc cina că mi-e destul de foame și vreau să gătesc ceva pentru cină și m-am gândit să vă arăt și vă rețeta mea rapidă de spanac și sper să vă placă. Știu că de obicei spanacul nu se gătește chiar în felul acesta, dar uh, eu am mâncat acum mai mulți ani la cineva această rețetă și mi-a plăcut foarte mult și de atunci eu rețeta asta o fac. Și haideți să vă arăt ingredientele de care aveți nevoie, sunt numai câteva produse și merge și foarte rapid rețeta. Acestea sunt toate produsele de care aveți nevoie, ce anume de spanac. Eu am din acesta congelat, dar da, puteți să folosiți și spanac verde și îl fierbeți voi înainte. Ceapă, eu am aici deja ceapa tocată, usturoi, ciuperci am așa feliate și o smântână de gătit. Dacă vreți să faceți rețeta să fie de post sau vegană, în loc de smântână aceasta de gătit, puteți să puneți un sos din acela alb vegan pentru paste și iasă la fel de bun. Că de multe ori și eu folosesc genul acela de sosuri care înlocuiesc smântâna, însă acum nu am văzut la profi și am cumpărat smântâna aceasta de la Ladorna. Avem nevoie de o cratiță mai încăpătoare. Eu am pus o lingură de ulei și o să adaug peste ceapa. Și o las să se călească. După vreo 3-4 minute putem adăuga și ciupercile și amestecăm. Când apa pe care o lasă ciupercile se evaporă aproape de tot, putem veni și adăuga forma cui. Deci, mi-e destul de greu cu una stânga. Așa. Și acum amestecăm totul. Și lăsăm spanacul să se decongeleze și să se gătească împreună cu ciupercile și ceapa. așa arată după vreo 7 minute spanacul. Îl mai las foarte, foarte puțin să se gătească, vreo 2 minuțele, după care o să adaug smântâna de gătit. Smântâna mea de gătit are 500 de ml, dar eu o să o dau cam 250 de ml, jumătate de cantitate, pentru că nu am așa mult spanac, am doar 400 de grame de spanac și eu zic că 250 de ml de smântână ajung și de asemenea după ce o să condimentez cu sare și piper după gust. Și apoi o să trebuie să pisez și usturoiul. Da, usturoiul eu îl adaug mereu ultima dată. am adăugat și usturoiul eu am adăugat doar 2 căței de usturoi pentru că nouă ne place să aibă un gust foarte foarte puternic de usturoi și poate nu vi se pare cea mai atractivă mâncare așa că și aspect și culoare dar credeți-mă că e foarte gustoasă și foarte bună și de asemenea e și sănătoasă și ați văzut se gătește super super rapid, n-ai nevoie nici de multe ingrediente și pașii sunt simpli am ajuns și la final cu clipul nostru de astăzi Sper că v-am inspirat cu una din tehnicile mele, să zic așa, de relaxare sau poate doriți să încercați rețeta gătită de mine. Oricum, eu vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat. Cel mai probabil clipul o să ajungă duminică la voi, așa că vă doresc să aveți o săptămână nouă cât mai minunată și noi ne vedem data viitoare. Bye!